Bună ziua și bine v-am găsit la un nou episod de pe canalul meu. În episodul ăsta, ca să țin... aceeași problemă ca de fiecare dată. Mă rog. O să filmez. Așa. Bun. Deci, bună ziua și bine v-am găsit la un nou episod de pe canalul meu. Astăzi avem noi aici în fața noastră... Avem în fața noastră aici un tractor nou. Dacă ați văzut videoclipul ăla cu Toyota, am vândut o grămadă de remorci și am făcut 300 de mii. Să băgăm drujba înapoi în buzunar. Și de banii ăia, mi-am cumpărat acest tractor, un clas Axion 960, este modelul, și bineînțeles și un cultivator mai mare, are o lățime de 6 metri, deci, pe tractor am dat 260.000 de euro și pe cultivator am dat 2.400. Deci am ajuns cu banii la fix. Așa, în episodul trecut cu Toyota, am mai avut un câmp de treierat. L-am treierat și pe ăla și când am vândut și recolta din câmpul acela am făcut 300.000. Deci n-a apărut pe episod. Deci asta este tractorul. Haideți să începem întâi cu cultivatorul. Da. Deci intrăm frumos aici și noi în tractor. Bun. Deci asta este interiorul tractorului. Așa. Asta este interiorul tractorului. Închidem aici ușa. Cum este? Vă place? Deci ai vizibilitate destul de bună. Ce pot să spun? Aici mă cam încurcă ăsta, că nu pot să văd clar. Dar pe câmp nu e nicio problemă. Deci ăsta este interiorul, are 400 de cai putere, tractorul. Deci, când intrăm în el, hai să dăm ăsta așa, să nu ne încurce. Bun, hai să-i dăm o cheie. Ok. Gata, a pornit. Deci este foarte silențios, nu cred că l-ați auzit. Deci e foarte silențios, este, l-am cumpărat nou, nu, bineînțeles că nou. Bun, ce avem noi aici, că eu n-am știut cum să folosesc ecranele ăștia. Da, oamenii de unde l-am cumpărat, l-am cumpărat de la o companie, de pe internet, și mi l-au adus pe camion, mi l-au adus pe remorcă. Bun, mi-a explicat cum. Deci, aici sunt butoanele înainte, înapoi, stați puțin. Deci da, înainte, înapoi, așa, aici este să ridici unealta din spate, să o cobori, deci ăștia. Bun, deci mai avem aici încă un monitor, hai să-l pornim și pe ăsta. Aici ne arată, nu se vede bine pe filmare, ne arată câmpurile, deci putem să setăm GPS, o să ne ia ruta la câmp și după aia când dăm pilot automat, o să meargă singur. O să se întoarcă. Deci rutele arată cam așa, ca o linie roșie, cum e acolo. Dar nu se vede. Hai că se vede acum. Deci linia aia roșie. Aia este ruta pe care merge tractorul. Bun. Deci asta este tractorul. Așa, să mai vă arăt. Putem să setăm aici. Asta este pentru remorci. Dacă avem o remorcă cu plată, o să ne ia automat ce greutate se află în remorcă, dacă avem o remorcă cu plată în spate. Și aici putem să cobor în remorcă, să o ridicăm, să o descărcăm, deci aceeași treabă. Hai să-l oprim că nu ne trebuie. Sau hai să-l pornim așa. Aici este kilometrajul cu viteza, aici. Bun, aici nu avem nimic de făcut, doar viteza și puterea de derapare și... ați înțeles voi. Bun. Așa. Eu asta nu știam. De ce eu asta nu știam? Mi-a explicat băieții aia ceva. Că se schimba, asta nu știam. Am crezut că e... Aici nu știu ce este. Deci la motor vedem că este cantitatea de benzină, de ulei pe care o mai avem în el. Bun. Deci 966 de litri are tractorul ăsta. 696, scuzați-mă. Atât are tractorul ăsta, deci ar trebui să
Îi fac plinul o dată pe an, nici chiar așa, cred că chiar și mai rar. Vă dați seama cât este plinul. Nu o să pot să-i fac plinul cu 600 de lei. Că atât am acum. Bun. Deci aici este tot legat de motor, de ăsta. Deci putem ușile, uitați. Deci este foarte bine silențios înăuntru. Acum se aude mai tare când închidem ușa. Mai încet. Bun, deci putem să-i deschidem ușa asta. Putem și pe asta da mai puțin. Că sunt deja ecranele, monitoarele pe acolo și nu putem. Așa. Automat, dacă închidem ușa asta, se stinge becul de sus. Hai să o închidem și pe asta să vă arăt. Bun, și când o deschid, uitați, se aprinde becul sus. La ușa respectivă. Bun. Deci aici avem scaunul. Ăsta, volanul. Îl tragem ușor spre noi, îl ridicăm și l-am potrivit cum am vrut noi. Bun. Deci, sus, avem aici o trapă, să-i spun așa, ca să luăm aer. Deci, dacă vrem așa, lumină, să ne intre lumină pe sus. Și dacă vrem, puteți să îl dăm jos, adică să-l ridicăm, capacul ăsta. Uitați așa, sus, cum este. Deci, să-l ridicăm să ne intre aer, rece, aer curat. Curat. Plin de praf de pe câmp. Bun. Și mai avem aici și în spate. Avem geamul din spate. Geam destul de mare. Unele tractoare n-au funcția asta de a se deschide. Că au și ele tot pe aici cu scaun, cu o grămadă de ciudățenii. Nu știu, nu mă pricep eu la ele. Și atâta este interiorul. Deci sper că vă place. Haideți să facem și discul. Așa. Ca să vă arăt și discul. Discul al cultivatorul. Discul ăsta, cultivatorul are o lățime de 6 metri. Deci, cu 3 metri mai lat decât celălalt pe care l-am avut eu la UTB. Ăsta este, am dat și pe ăsta 40 de mii. Bun, este Horsch. Horsch Tiger 6 DT. Am făcut doar câmpul ăsta, deci mai avem câmpuri de făcut, doar pe ăsta l-am făcut cu el. A mers foarte bine și a făcut treaba. Tractorul are putere. Bun, hai să-l și lăsăm jos. Sper că nu distrugem pe aici asfaltul. Bun, deci asta este cultivatorul. Așa arată, are o grămadă de funcții pe aici. Bun. Păi și atât, ce să pot să mai spun despre cultivator? Este foarte bun, da. Bun, haideți să-l ridicăm și să-l pliem și se mișcă foarte repede. Deci uitați-vă cât de... Chiar se ridică, se coboară repede. Gata, l-am și ridicat. Și dacă tot am venit aici, hai să vă fac și un mic test. Vedeți cum este, să închidem aici ușa. Bun, haideți să pornim cu el. Deci pornim și noi așa ușor. Așa. Să mergem până la următorul câmp care trebuie să-l facem. Semnalizarea e totul bine. E liber pe aici. Discul stă cu mintea acolo în spate. Deci este chiar un tractor foarte bunicel. Sau chiar bun, că eu sunt deja venit de la UTB-uri și orice asta mi se pare chiar foarte bun. Nu știu alți tractoriști care au lucrat cu tractorul ăsta dacă le-a plăcut. Eu am înțeles că nu le-ar fi plăcut, că nu are putere. Dacă ai câmpuri de 1 miliard de hectare și îți trebuie multe utilaje foarte puternice ca să tragă discuri și pluguri foarte mari, de lățime cam de 12 metri. Asta este mărimea medie la discuri. Deci atunci chiar îți trebuie și tractorul ăsta este inutil. N-ai cum să tragi cu un tractor din ăsta de 400 de cai un disc de 600 de cai. Deci mi s-a cam și descărcat camera. Deci nu o să mai pot să filmez chiar mult. Hai să mergem aici la câmpul nostru. Asta este câmpul nostru. Ăsta e. Da, ăsta e. Bun. Să facem așa.
Bun. Haide să... Da, are și girofare, dacă nu știați. Deci are și girofare. Așa, haide să-l coborâm. Și asta este, merge cu 15 km, maxim 16 în unele zone. Este aici la vale. Deci uitați cum. Sper că vă place. Am dat bănișori buni pe el. Deci la 16 la vale. Lățimea are potrivită. Deci celelalte utilaje, celălalt disc pe care l-am avut, avea lățime de 3 metri. Și asta însemna să dau două ture ca să fac acum cât ăsta lățimea. Deci asta este un avantaj. Haideți să selectăm aici ăsta. GPS-ul. Benzin avem. Deci l-avem pe toate. Haideți să selectăm... Nu mai știu unde se pornea GPS-ul. Deci GPS-ul ăsta, pilotul automat. Pilotul automat, cred că de aici. Da. Deci acum el merge singur. Deci el acum merge singur. Eu nu-i fac nimic. Deci chiar îmi este frică să las un tractor să meargă singur. Să nu-l conduc eu. Bă, ce interesant, merge singur. Chiar este interesant. Deci n-am avut niciodată utilaje atât de avansate ca ăștia. Ca ăsta. Aici am lăsat spațiul, a spus omul de la care am cumpărat, care mi l-a adus, că trebuie să mai merg după ce fac 500 de kilometri cu el. Deci 500 de kilometri, fac eu 500 de kilometri. Când îmbătrânesc. Bun. Ia știe să-și întoarcă. Uite-mă că știe. Ia să vedem cum întoarce. Ia uite un balot. Ăla e balotul nostru. Uite-mă că o ia pe aici. Deci o ia pe aici. Bă, știe, se descurcă pilotul ăsta automat. Chiar se descurcă mai bine decât mine, să recunosc. Ia să vedem cum face pe aici prin omoarele ăsta. Aolo, deci nu spune că rămân blocat. Aolo, haide mă, hai. Haide mă, că trebuie să ai putere să... A, ieșit, da. Hai să dezactivăm. Aolo, a luat o strâmb. Și-a luat o strâmb pilotul ăsta automat. Hai să... Așa, bun. Deci acum conduc eu. A condus pilotul ăsta automat cum a condus, dar nu mi-a plăcut. Adică a fost interesant, dar nu m-a atras chiar așa de mult. Bun. Deci văd că la curbele astea camera mea vibrează. Bun. Deci vă mai repet cât am dat pe el. Deci am avut 300.000. Și 260.000 a costat ăsta și 40.000 a costat discul din spatele meu pe care îl folosesc acum. Banii ăștia s-au meritat pentru un utilaj evoluat față de UTB-ul. Chiar are și pilot automat, ceea ce m-a uimit foarte tare. Nu mi-a venit să cred că este doar atât de ieftin cu pilot automat cu tot. Deci eu aveam impresia că este ceva mai scump, mai să vezi un utilaj cu pilot automat la doar prețul ăsta. Deci chiar este ceva scump. Deci văd că nu cam mai am baterie la cameră. Aș fi vrut să ne mai întoarcem o dată și să terminăm și câmpul ăsta că tot am venit. Haide să încercăm. Așa, îl ridicăm. Să întoarcem frumos aici. Cred că pe asta o să-l facem dintr-o bucată. Nu.
Deci, și nu putem să-l facem dintr-o bucată. Asta înseamnă să ne mai întoarcem încă o dată. Da, nu mai ne întoarcem, îl lăsăm așa. Bucățica aia mică o lăsăm așa. Ba, putem să ne întoarcem. Pe tot pe aici trebuie să o luăm. Și eu, cu banii pe care o să-i fac cu acest utilaj, deci vedeți că acum am doar 600 de lei, aș vrea să-i dau și pe ăștia pe ceva, anume, i-am mai dat odată, dar am pierdut obiectul respectiv, adică să-i dau pe o dronă. Deci nu știu, voi ce părere aveți? Să-i dau, se merită să-i dau pe o dronă? E cu cameră, este foarte interesantă. Sau nu? Scrieți-mi în comentariu ca să știți. Ah, și farurile. Am uitat să vă prezint farurile. Bun, deci haideți să oprim aici. Să vă arăt. Bun. Deci ăștia sunt farurile. Sunt toate pe LED. Deci o grămadă de faruri. Uitați-vă și voi. Unu. Deci 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 faruri, doar în față. În lateral n-are niciunul. Și în spate are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Cu stopurile 10. Și cultivatorul ăsta are... cel aici, stopuri, în spate. Deci astea sunt și farurile. Hai să... pinem așa, să le stingem. Așa. Astea sunt farurile. Scrieți-mi în comentariu dacă vă place utilajul. Deci, cum spuneam, o să încep să muncesc la oameni. Că nu mai am deloc bani. Deci suntem chiar în nici măcar 1000 de lei nu mai am. Sau de euro, nu mai știu. Că oricum banii cred că o să-i trec în euro. Că dacă sunt în lei o să-i termin prea repede. O să las și în lei ceva, dar o să trec mai mult în euro. Deci bucata asta văd că am putut să o luăm. Bun. Hai să dăm balotul ăsta de aici că mă enervează. Îl băgăm aici la vecinul. Opa, 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 opa. Bun. Deci atâta este și cu câmpul ăsta. Hai să mai facem bucățile ăștia mici. Care au mai rămas. Așa. Scrieți-mi în comentarii dacă v-a plăcut și vă place utilajul ăsta. Deci eu vreau să fac acum bani. Știu că pare o nebunie. Dar chiar trebuie. Vreau să cumpăr câmpuri mai multe. Deci noi îl avem pe 96 ăsta, pe 96, pe 93 ăsta de aici, pe care îl facem acum. Și pe 87 ăsta l-am avea, e cu porumb, o să-l facem și pe ăsta. Deci avem și pe 69 și pe 16 și pe 101, pe ăsta chiar nu l-am mai vizitat de 101 de ani. Și pe 2. Și mai aveam parcă și pe aici, da, mai am aici. Și pe 55, 56 și 157. Pe 157 este jumate, uitați cam, să vă arăt. Deci cam atâta este ocupat de secția de pompieri. Că dacă știți, după fiecare caz care o să fie, adică mașina o să fie folosită, primarul o să-mi dea bani. Că păstrez stația. Secția, așa, secția de pompieri pe câmpul meu. Deci asta mă avantajează. Și eu aș vrea să cumpăr o grămadă de câmpuri ca să trecem la utilaje mai mari, să ne extindem și noi ferma, să avem multe câmpuri. Deci aș vrea, gândul mă duce să-l iau pe 71 ăsta de aici. Deci este un câmp mediu. Dacă o să am mulți bani, o să-l iau pe 3. Ăsta este un câmp mare. Este chiar lângă ferma mea. Este la un alt vecin de-al meu. Care locuiește aici în un oraș. Aici este un mic oraș, dacă nu știați. Așa. Sau unul dintre ăștia două, pe 60 sau pe 61. Deci nu știu, așa dacă le-aș lua pe toate, aș avea o grămadă de câmpuri de cumpărat. Și pe 37, pe 38. Sunt câmpuri mari.
Și de-aia vreau să le cumpăr. Și aș vrea să mai fac, așteptați, să ne cumpărăm și tractorul ăsta. Deci John Deere-ul ăsta, 9R. Deci uitați-vă și voi, are 470 de cai putere. Și dacă îi adăugăm cel mai puternic motor, îl facem de 620. Deci și îl cumpărăm cu 370 de mii. Deci este foarte puternic. Aș fi avut bani să cumpăr, dar dacă eu cumpărat tractorul ăsta, după aia nu ne mai rămânea bani pentru utilaje, pentru discuri, semănători, că oricum eu n-am toate utilajele. Deci la semănători, uitați, nu știu, cred că sunt scumpe, da? 4 metri ăștia sunt mici. Pentru utilajul meu aș vrea 96 de mii. 96 de mii. Da, ar fi 270 de cai, deci aș avea bani. Deci am avea ce utilaje să ne cumpărăm. Asta este deci, tot de 6 metri. Putem să o cumpărăm și pe asta. Nu acum, când o să facem bani. Sau dacă vrem ceva mai mare, 300... Deci uite, avem tractorul nostru are cai putere și pentru asta, cu lățime de 12 metri, 12 metri, dacă vă vine să credeți sau nu, și asta tot de 12 metri, asta este doar pentru porumb, mazăre, floarea soarelui și ridichii. Ridichii nu ne interesează, porumbul, floarea soarelui și mazărea, deci mazărea chiar trebuie să... uite că și asta are. Mazărea chiar este importantă, este cea mai bine plătită. Doar că de unde fac eu 178.000, 178.000 să iau semănătoarea. Deci nu știu, cred că deocamdată că pe la asta m-aș îndrepta. Este tot de 6 metri, deci are aceeași lățime ca discul nostru. Da, nu știu ce să fac, ce alegeri să fac, dar până atunci mai avem. Deci nu ne grăbim acum, că avem doar 600 de lei. De euro, pardon. Că, nu știu, tot folosesc în lei, că dacă sunt bani românești, o să ne fie ușor, chiar dacă vrem, chiar dacă nu vrem, să îi spunem. Bun, deci mai avem și bucățelele ăștia mici de aici, care au mai rămas. Și o să închid și videoclipul, tot l-am făcut de 22 de minute, 23 de minute. Mulți prieteni îmi spun de ce fac vlogurile așa de mari, dar nu ai cum să faci videoclipuri de genul ăsta scurte, deci de 5 minute, de 10 minute maxim. N-ai cum, de-aia și trebuie, ca să fie mai interesant, de-aia îl fac și mare videoclipul. Și am văzut că chiar vă place.